Atenție dacă faceți excursii în zone împădurite sau cu iarbă mare. Este sezonul în care viperele și-au încheiat perioada de împerechere și pornesc după hrană, iar dacă le atingem, reacționează. A pățit un bărbat de 50 de ani din județul Iași, care a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost mușcat de un șarpe veninos. Omul cunoscut cu probleme cardiace a făcut o reacție alergică severă, spun medicii. Și el era aici și o, o așa din mijloc și el s-a Incidentul s-a petrecut în comuna Dobrovăț, lângă casa victimei. Șarpele, vârgat lung de 60-70 de centimetri, traversa drumul. Bărbatul a făcut imprudența și l-a luat de mijloc, moment în care șarpele l-a mușcat de mâna dreaptă. I-am zis că nu l-prins, nu l-prindeți, să nu l prinzi de mijloc sau de coadă, că el se întoarce și te poate mușca. Și el l-a prins de mijloc. Și s-a la În jumătate de oră, bărbatul a început să se simtă rău, iar asistenta din sat l-a îndrumat să cheme salvarea. Mi-a spus, mamă, tremur tot și amețesc. Și îi transpirația, pisit tot. Deci nu mai e. Și zice, mamă, nu mai gândesc, mamă. A sunat la 112 și i-a spus, cum veniți, repedi că nu mai pot. A ajuns foarte repede în unitatea primire urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon, unde a început tratamentul pentru șoc anafilactic. S-a administrat întâi adrenalină, apoi ser antiviperin. A răspuns favorabil la tratamentul administrat în urgență. Victima rămâne câteva zile în spital pentru monitorizare. Specialiștii cred că a fost mușcat de vipera de Silvo Stepă, care trăiește în pădurile din nord-estul țării și care, în mod normal, dacă nu este deranjată, nu atacă. Sunt niște animale foarte timide, majoritatea oamenilor nu le văd. Atâta timp cât nu călcăm pe ele, nu punem mâna pe ele, nu încercăm să le prindem, vom fi în siguranță. În perioada aceasta, final de mai, viperile din zona aceasta și au cam terminat perioada de împerechere și încep să se disperseze. Masculii și femelele care nu sunt gestante în această perioadă se mișcă pe distanțe uneori destul de mari, chiar și câțiva kilometri în căutarea uh, hranei. Viperele preferă vegetația înaltă și se hrănesc cu ușoare cei atrași de resturi, așa că e recomandat să tăiem iarba din curte și să aruncăm periodic gunoiul. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.